Și cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Și cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Și cu A, spune și cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune și cu A, spune și cu ce cu Andy. Se spune că poți să scoți un om dintr-o farsă, dar nu poți să scoți farsele dintr-un om. Originea farselor. Dar despre coborârea farselor din pop! Lui Licker vor trebui câteva zile de frecat pentru a șterge acel fals tatuaj de pe frunte. Da, dar îmi vor trebui câteva zile până să ajung cum trebuie. Lui Licker chiar îi place să le dea acestora despicături atomice. Ah, îmi pare rău, prietene. Hei, bunicul meu vine în vizită câteva zile. Nu el este cel care te-a pornit pe drumul farselor? Așa e, același. Să începem. Doar o clipă, fiule. Am prins-o. Bomba care pute. Cred că voi vomita. Ce vremuri bune. Ești norocos. Tot ce face bunicul meu este să compună cântece despre tăiatul brânzei. Ani, băiete! Bunicule! Totul e limpede. Îl ții minte pe Deni. Bună, Deni. Vino înăuntru și spune-mi ce ați mai făcut voi, băieții, a? Ai grijă pe unde calci, Deni. Fiindcă atunci când e bunicul prin preajmă, e ca la casa de nebuni. Băieți, puteți servi niște ceai și prăjituri. Prăjituri? Da, sunt cu lămâie. A fost rețeta bunicii tale. Hă? Uneori ar adăuga rețetei niște ghimbir. Aha. Ghimbir este o casă de nebuni. Hei, bunicule, trebuie să vezi farsa pe care am făcut-o azi la școală. Mai întâi, crede-mă, am... Andy, nepoțele, am auzit de dorința ta de a atrage atenția și vreau să-ți spun că viața înseamnă mai mult. Ca de exemplu? De exemplu, cățelușii, o briză într-o zi fierbinte de vară, dragostea unei femei purtând pantofi. Ia, ce frumos. Vrei să te uiți la ceas? Ai dreptate că asta este o nebunie. Nu înțeleg, bunicule, te porți complet diferit, știi tu, ciudat. Și hainele tale sunt... Nu, da, noilor ani. Știu, sunt atât de comode. Oh, Andy, nu așa că este o zi frumoasă? Știu ce s-a întâmplat. Am intrat în zona crepusculară, cred. Bunicul are o nouă persoană specială în viața lui, nu-i așa, bunicule? Și el s-a lăsat definitiv de farse. Nu se poate! E adevărat, Andy. Am întâlnit-o pe Grecia la retragerea vârstnicilor și mi-a arătat cât de juvenile erau farsele mele. Erau... Nu e adevărat? De asemenea, Grecia mi-a arătat cum viața mea a fost lipsită de oportunități, de glume copilărești și de visuri nebunești. Am fost un tânăr băiat canadian care tot făcea alegeri greșite. Canadienii și frunzele de arțar au purtat o licitație pentru talentul meu de a cânta la orgă. Dar am stricat-o cu o farsă. Vă rog să vă ridicați pentru imnul național. Întâi m-am gândit la farse și pe urmă la copiii mei. Cum să fiu tată? Tati! Nu! Nu am înțeles niciodată de ce tatăl tău nu face farse. Dar sunt mult mai multe. S-a ajuns până în punctul în care nu am știut să mă mai opresc din farse. Mireasa și Mirele își vor rosti acum jurămintele speciale. Oh, El! Tu ești raza mea de soare, singura mea rază de soare. Așa făceam. Da,
tată, cum ai putut? În ziua nunții mele? Ce? Ceremonia era plictisitoare și m-am gândit să o mai înveselesc. Cred că ar trebui să pleci. Nu e unul din momentele mele bune. Acele erau glume grozave, bunicule. Nu, Andy. Erau strigăte de ajutor. Și acum, datorită lui Gretchen, am realizat ceea ce e cu adevărat important în viață. Familia, prietenii, dragostea. Este adevărat? Da, trebuie să spun că în ciuda farselor mele, ai devenit un om bun și un tată minunat. Minunat, foarte bun. Sper că acest lucru să nu fie genetic. Vreau să mă revanșez față de tine. Hai să facem ceva împreună. O excursie, tată, fiu. Obișnuiești să mă iei în excursii tot timpul, tată. Da, dar de data asta las acasă șarpele de jucărie și pudra de mâncărimi. Va fi fără farse. Ei bine, asta sună ca și cum ar trebui să preiau eu controlul. Distracție plăcută! Nu atât de repede! Cred că te-ar face bine să mergi în această excursie. Gândește-te la asta ca la un aranjament între trei generații de bărbați Larkin. Un aranjament fără farse. Dar am atât de multe teme. Trebuie să studiez, să studiez. Nu te oprește nimic să folosești lumina naturală pentru a lucra la ea și lanterna mea când se întunecă. Împachetează! Hei, tată, ce-ar fi să aduc niște cafele? Nu, mulțumesc. Nu doar ce ai de plante pentru mine acum are efecte calmante. Știi și tu, nu e minunată natura? Cu siguranță este, tată. Andy, Andy, te iubim. Ceva îmi spune că trebuie să împachetez gângănii scârboase pentru excursia asta. Păi, sper că nu plouă. Încă îți mai este frică să te uzi, hă? Da, nu-ți amintești? Este din cauza că m-ai dus la cascada Niagara. Ai spus că ar fi distractiv să mergem împreună spre cascadă într-un butoi. Da, așa e. Ai ieșit din butoi și ai spus că te întorci imediat și atunci m-ai împins spre cascadă. Și mi-a fost... Nici acum nu-mi place să fac duș. Dar mi-amintesc că am mâncat cei mai buni hot dogi în acea zi. Cu siguranță, fiule, grozavi hot dogi. Acum este prima oportunitate pentru farsă, pentru o farsă. Să inodăm șireturile de la papuci sau să-i desenăm fața cu un creion permanent, hă? Ce spui? Tată, doar nu o să... Nu. Astea sunt toate în trecut. Poate voi fi norocos să mă mănânce un urs. Am uitat albumul foto. Mă întorc într-un moment. Știe careva din voi cuvântul cumbaia? Sa, simți aerul ăsta? Este aerul unei noi zile. Mai degrabă miroase ca și cum am fi coborât de pe o groapă de gunoi. Ascultă, de când mă știu am așteptat să am un sfârșit de săptămână normal cu tatăl meu. Așa că nu vei face nicio farsă, clar? Aha. Bine, dar urmează luni, păzește-ți spatele. Va fi un sfârșit de săptămână distractiv. Hai să vezi! Aha, am găsit poze cu tine când erai mic. Amuzant ca și așchile. Sunt atât de plictisit și singura chestie pe care o să o fac este să stau aici. Sunt atâtea oportunități de farse de care ar putea profita bunicul. Da. Ca aceea. Mă rog, niciodată un lucru plăcut la vedere, dar să găsești un portofel plin cu bani este echivalentul farselor. O va face? Știu, cred că bunicul are nevoie doar să-i amintești cât de distractiv este să faci farse. Atunci lucrurile vor reveni. Aaaaaah!
Mă simt norocos astăzi. Aici, bunicule, folosește-l pe-al meu. Este nou și știe să facă multe. Îți mulțumesc, Andy. Vezi, tată? Deja efecte benefice asupra lui Andy. Sunt un copac verde. Sunt un copac verde. Ce este aia, tată? Colegul meu s-a prins accidental în tricoul tău. Trecem la planul B. Ne vedem mâine dimineață. Tată, abia aștept să stau cu tine la un răsărit de soare. Nu mai am răbdare. Acestea sunt antene de insectă, nu-i așa? Cu siguranță sunt. Dar fii atent că înțeapă foarte tare, foarte tare. Așadar, dacă aceste antene ar fi îndreptate astfel... Și, eventual, să meargă într-un cort care să conțină un sac de dormit. Și în acest sac de dormit să fie o persoană ale cărei mâini să fie unse cu marmelat. Trebuie să răspund chemării naturii. Mă întorc imediat. Cu siguranță va face gluma. Să vedem. Asta e. Sunt un copac verde. Un copac verde înfrunzit. Nu o să renunț. Hei, a văzut careva un castor prin preajmă? Da, și câțiva ratoni, ca și cum am fi lângă un lac. Da, dar acest castor pare că mă urmărește. Cred că este doar în imaginația ta. E, bunicule, se pare că tata are nevoie de o ceașcă cu cafea. Aduc imediat. Dar aș vrea să încerci un ceai liniștitor de plante alb. Îmi pare rău, tată, dar trebuie să prepar fasolea. Nu știu pe nimeni care să poată rezista unui asemenea laxativ. Hei, mulțumesc, tată! Ah, nimic nu se compară cu o cafea proaspătă servită în natură. Nu! Hei! Îmi pare rău, am văzut o antenă de insectă pe pahar și nu am vrut să te înțepe. Oh, e bine, mulțumesc. Atât de aproape, dar totuși atât de departe. Copac verde, copac verde, copac verde. Trebuie să mă plimb. Vin și eu cu tine. Nu, 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 aș vrea să fiu singur să meditez. Unde e tata? Nu știam că albinele sunt atrase de pasta de ras? Sunt atrase dacă este făcută din polen? Doar nu! E bine că te-ai întors! Este bine să te întorci, băiată! Tu te după cremă! Tatăl tău va avea nevoie de ea! Trebuie să recunosc că nu m-am simțit bine să nu glumesc deloc! Dar cum rămâne cu Gretchen? N-a spus că glumele erau juvenile și trecutul tău a fost irosit? Cum să fie irosit? Dacă m-a adus la camping cu fiul meu și cu nepotul meu favorit! Farsele sunt un mod de viață. Ce urmează? Îmi pare rău, i-am promis tatei că voi fi bun în acest sfârșit de săptămână. Desigur, desigur. Și poți fi foarte bun și să-l ajuți pe bătrânul tău bunic cu niște treburi de natură dubioasă. Pricep ce vreau să spun? Ar fi nepoliticos să refuz. Noi mergem să dormim lângă lac. Nu va fi surprins tatăl tău când se va trezi lângă ratoni. De-abia aștept. Crezi că se va supăra pe noi?
Oh, poate un minut. Nu crezi că a plecat, nu? A? Ce? Ce se întâmplă? Hei, plecați! Lovește-l! Du-te! Plecați! Plecați! Ciup, ciup, ciup! E foarte rău. Da, și stai deoparte. Ei bine, era prea frumos să fie așa. Tata s-a născut glumeț, la fel și Andy. Dar în acest sfârșit de săptămână nu-i vor face farse lui Al Larkin. Le arăt eu lor. O să vedeți voi. Nu crezi că în loc de ratoni vor veni urși? Nu. Probabil și-a dat seama că o să-i facem farse și a plecat un pic. Se va întoarce. Mașina și alimentele, uite-le, sunt aici. Hei, cine a mâncat toată brânza? Se poate să-l fi alungat ceva? Na, probabil că a făcut-o singur. Dacă îl urmărim, îl vom găsi. E bine, trebuie să fie pe undeva, prin apropiere. Tată! El, vino încoace! Ce-a fost asta? Nu-ți face grijă, Andy. Este cerbul, prietenul naturii. Oh, tată! Și asta? Asta a fost doar un raton, gunoierul naturii. Vino, tată, mi-e foame! Ursul, strajnicul naturii, mașina de mâncat. Nu mai striga, bine? Dar ce e asta? Seamănă cu a tatei. Pe aici a luat-o. De aici pe unde? Ce se aude? Doar bătăile inimii mele. Ar trebui să-mi fac o consultație. Nu-mi place să recunosc, dar încep să-mi fac griji pentru tata. Doar nu o să-l adulmeci, nu? Nu, dar pantalonii tatălui tău în râu pot însemna un singur lucru. Era cald și vroia să se răcorească? Bine, două lucruri. Dar cred că ar trebui să-l căutăm acolo. E un lucru bun că tata nu și-a luat hanoracul cu el. Ei bine, când soarele va apune, se va răcori și tatăl tău se va întoarce la locul de camping încercând să se încălzească. Crezi? Nu! Nu! Greșel avea dreptate! Întotdeauna merg prea departe cu glumele. De ce? Nu pot să fac și o mici farse ca citine, Andy? Mici? Vreau să te anunț că unele din farsele mele sunt chiar mari. Oh, dacă Al a pățit ceva. Hei, acolo e un castor. Suntem lângă un lac. Da, dar tata a spus că a fost urmărit de un castor. Așadar, poate ar trebui să urmărim castorul. Poate că așa o să tăm de el. Fii serios, bunicule. Dacă i s-a întâmplat ceva lui Al, nu voi mai face niciodată farse. Ceva i s-a întâmplat? Nu, ar fi bine ca aceea să nu fie bateria de la mașina noastră. Este un drum lung înapoi spre civilizație. Deci, m-ai găsit, a? Fiule, ce ai pățit? Vreți o farsă? Vă arăt eu o farsă! V-am făcut farsele amândoi, da! Cum vă place să vi se facă farse, a? Asta nu a fost o glumă bună, dar a fost o explozie a roții de brânză. Al, sper că ne duci înapoi. Și azi a fost o glumă frumoasă, minunată. Hei tu, castorule! M-ai urmărit tot weekendul. Ce vrei? Acum asta e o glumă bună. Vezi, Andy?
Avem multe de învățat de la natură. Hei, felina mea mică! Wow, wow. Știți ce? Cu castorul nu e bine să stai singur în natură. Ei bine, atât de multă apropiere între bărbații Larkin, se spune că mărul nu cade departe de copac. Și, credeți-mă, bărbații Larkin nu cad departe de copac. Un om dintr-o farsă, dar nu poți să scoți farsele dintr-un om. Originea farselor. Dar despre coborârea farselor din pop! Lui Licker vor trebui câteva zile de frecat pentru a șterge acel fals tatuaj de pe frunte. Da, dar îmi vor trebui câteva zile până să ajung cum trebuie. Lui Licker chiar îi place să le dea acestora despicături atomice. Ah, îmi pare rău, prietene. Hei, bunicul meu vine în vizită câteva zile. Nu el este cel care te-a pornit pe drumul farselor? Așa e, același! Să începem! Doar o clipă, fiule! Am prins-o! Bomba care pute! Cred că voi vomita! E, ce vremuri bune! Ești norocos! Tot ce face bunicul meu este să compună cântece despre tăiatul brânzei. Ani, băiete! Bunicule! Totul e limpede. Îl ții minte pe Danny. Bună, Danny! Vino înăuntru și spune-mi ce ați mai făcut voi, băieții, a? Ai grijă pe unde calci, Danny! Fiindcă atunci când e bunicul prin preajmă, e ca la casa de nebuni! Băieți, puteți servi niște ceai și prăjituri! Prăjituri? Da, sunt cu lămâie! A fost rețeta bunicii tale. Hă? Uneori ar adăuga rețetei niște ghimbir. Aha. Ghimbir este o casă de nebuni. Hei, bunicule, trebuie să vezi farsa pe care am făcut-o azi la școală. Mai întâi, crede-m, am... Andy, nepoțele, am auzit de dorința ta de a atrage atenția și vreau să-ți spun că viața înseamnă mai mult. Ca de exemplu? De exemplu, cățelușii, o briză într-o zi fierbinte de vară, dragostea unei femei purtând pantofi. Ia, ce frumos! Vrei să te uiți la ceas? Ai dreptate că asta este o nebunie. Nu înțeleg, bunicule, te porți complet diferit, știi tu, ciudat. Și hainele tale sunt... Nu, da, noilor ani. Știu, sunt atât de comode. Oh, Andy, nu așa că este o zi frumoasă? Știu ce s-a întâmplat. Am intrat în zona crepusculară, cred. Bunicul are o nouă persoană specială în viața lui, nu-i așa, bunicule? Și el s-a lăsat definitiv de farse. Nu se poate! E adevărat, Andy. Am întâlnit-o pe Grecia la retragerea vârstnicilor și mi-a arătat cât de juvenile erau farsele mele. Erau... Nu e
adevărat? De asemenea, Gretchen mi-a arătat cum viața mea a fost lipsită de oportunități, de glume copilărești și de visuri nebunești. Am fost un tânăr băiat canadian care tot făcea alegeri greșite. Canadienii și frunzele de arțar au purtat o licitație pentru talentul meu de a cânta la orgă. Dar am stricat-o cu o farsă. Vă rog să vă ridicați pentru imnul național. Întâi m-am gândit la farse și pe urmă la copiii mei. Cum să fiu tată? Tati! Nu! Nu am înțeles niciodată de ce tatăl tău nu face farse. Dar sunt mult mai multe. S-a ajuns până în punctul în care nu am știut să mă mai opresc din farse. Mireasa și Mirele își vor rosti acum jurămintele speciale. Oh, El, tu ești raza mea de soare, singura mea rază de soare. Așa făceam. Tată, cum ai putut? În ziua nunții mele? Ce? Ceremonia era plictisitoare și m-am gândit să o mai înveselesc. Cred că ar trebui să pleci. Nu e unul din momentele mele bune. Acele erau glume grozave, bunicule. Nu, Andy. Erau strigăte de ajutor. Și acum, datorită lui Gretchen, am realizat ceea ce e cu adevărat important în viață. Familia, prietenii, dragostea. Este adevărat? Da, trebuie să spun că în ciuda farselor mele, ai devenit un om bun și un tată minunat. Minunat, foarte bun. Te mândru. Sper că acest lucru să nu fie genetic. Vreau să mă revanșez față de tine. Hai să facem ceva împreună. O excursie tată-fiu. Obișnuiai să mă iei în excursii tot timpul, tată. Da, dar de data asta las acasă șarpele de jucărie și pudra de mâncărimi. Va fi fără farse. Ei bine, asta sună ca și cum ar trebui să preiau eu controlul. Distracție plăcută! Nu atât de repede! Cred că te-ar face bine să mergi în această excursie. Gândește-te la asta ca la un aranjament între trei generații de bărbați Larkin. Un aranjament fără farse. Dar am atât de multe teme. Trebuie să studiez, să studiez. Nu te oprește nimic să folosești lumina naturală pentru a lucra la ea și lanterna mea când se întunecă. Împachetează! Cicu Andy, sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cicu Andy, sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de lori vreau să mă tocălesc, să bat toate recordurile. Cicu A, spune Cicu Andy, sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune Cicu A, spune Cicu Andy. Se spune că poți să scoți un om dintr-o farsă, dar nu poți să scoți farsele dintr-un om. Originea farselor. Dar despre coborârea farselor din pop! Lui Licker vor trebui câteva zile de frecat pentru a șterge acel fals tatuaj de pe frunte. Da, dar îmi vor trebui câteva zile până să ajung cum trebuie. Lui Licker chiar îi place să le dea acestora despicături atomice. Îmi pare rău, prietene. Hei, bunicul meu vine în vizită câteva zile. Nu el este cel care te-a pornit pe drumul farselor? Așa e, același! Să începem! Doar o clipă, fiule! Am prins-o! Bomba care pute! Cred că voi vomita! Ce vremuri bune! Ești norocos? Tot ce face bunicul meu este să compună cântece despre tăiatul brânzei. Andy, băiete! Bunicule! Totul e limpede. Îl ții minte pe Danny. Bună, Danny. Vino înăuntru și spune-mi ce ați mai făcut voi, băieții, a? Ai grijă pe unde calci, Danny. Fiindcă atunci când e bunicul prin preajmă, e ca la casa de nebuni.
Băieți, puteți servi niște ceai și prăjituri? Prăjituri? Da, sunt cu lămâie. A fost rețeta bunicii tale. Hă? Uneori ar adăuga rețetei niște ghimbir. Aha. Ghimbir este o casă de nebuni. Hei, bunicule, trebuie să vezi farsa pe care am făcut-o azi la școală. Mai întâi, credem, am... Andy, nepoțele, am auzit de dorința ta de a atrage atenția și vreau să-ți spun că viața înseamnă mai mult. Ca de exemplu? De exemplu, cățelușii, o briză într-o zi fierbinte de vară, dragostea unei femei purtând pantofi. Ia, ce frumos. Vrei să te uiți la ceas? Ai dreptate că asta este o nebunie. Nu înțeleg, bunicule, te porți complet diferit, știi tu, ciudat. Și hainele tale sunt... Moda noilor ani, știu, sunt atât de comode. Oh, Andy, nu e așa că este o zi frumoasă? Știu ce s-a întâmplat, am intrat în zona crepusculară, cred. Bunicul are o nouă persoană specială în viața lui, nu-i așa, bunicule? Și el s-a lăsat definitiv de farse. Nu se poate! E adevărat, Andy. Am întâlnit-o pe Grecia la retragerea vârstnicilor și mi-a arătat cât de juvenile erau farsele mele. Erau... Nu e adevărat? De asemenea, Grecia mi-a arătat cum viața mea a fost lipsită de oportunități, de glume copilărești și de visuri nebunești. Am fost un tânăr băiat canadian care tot făcea alegeri greșite. Canadienii și frunzele de arțar au purtat o licitație pentru talentul meu de a cânta la orgă. Dar am stricat-o cu o farsă. Vă rog să vă ridicați pentru imnul național. Întâi m-am gândit la farse și pe urmă la copiii mei. Cum să fiu tată? Tati! Nu! Nu am înțeles niciodată de ce tatăl tău nu face farse. Dar sunt mult mai multe. S-a ajuns până în punctul în care nu am știut să mă mai opresc din farse. Mireasa și Mirele își vor rosti acum jurămintele speciale. Oh, El! Tu ești raza mea de soare, singura mea rază de soare. Așa făceam. Tată, cum ai putut? În ziua nunții mele? Ce? Ceremonia era plictisitoare și m-am gândit să o mai înveselesc. Cred că ar trebui să pleci. Nu e unul din momentele mele bune. Acele erau glume grozave, bunicule. Nu, Andy. Erau strigăte de ajutor. Și acum, datorită lui Gretchen, am realizat ceea ce e cu adevărat important în viață. Familia, prietenii, dragostea. Este adevărat? Da, trebuie să spun că în ciuda farselor mele ai devenit un om bun și un tată minunat. Minunat, foarte bun. Sper că acest lucru să nu fie genetic. Vreau să mă revanșez față de tine. Hai să facem ceva împreună. O excursie tată-fiu. Obișnuiai să mă iei în excursii tot timpul, tată. Da, dar de data asta las acasă șarpele de jucărie și pudra de mâncărimi. Va fi fără farse. Ei bine, asta sună ca și cum ar trebui să preiau eu controlul. Distracție plăcută! Nu atât de repede! Cred că te-ar face bine să mergi în această excursie. Gândește-te la asta ca la un aranjament între trei generații de bărbați Larkin. Un aranjament fără farse. Dar am atât de multe teme. Trebuie să studiez, să studiez. Nu te oprește nimic să folosești lumina naturală pentru a lucra la ea și lanterna mea când se întunecă. Împachetează. Hei, tată, ce-ar fi să aduc niște cafele? Nu, mulțumesc. Nu doar ce ai de plante pentru mine acum. Are efecte calmante. Știi și tu. Nu e minunată natura? Cu siguranță este, tată.
Andy, Andy, te iubim! Ceva îmi spune că trebuie să împachetez gângănii scârboase pentru excursia asta. Păi, sper că nu plouă. Încă îți mai este frică să te uzi, hă? Da, nu-ți amintești? Este din cauza că m-ai dus la cascada Niagara. Ai spus că ar fi distractiv să mergem împreună spre cascadă într-un butoi. Da, așa e. Ai ieșit din butoi și ai spus că te întorci imediat și atunci m-ai împins spre cascadă. Și mi-a fost... Nici acum nu-mi place să fac duș. Dar mi-amintesc că am mâncat cei mai buni hot dogi în acea zi. Cu siguranță, fiule, grozavi hot dogi. Acum este prima oportunitate pentru farsă, pentru o farsă. Să inodăm șiretele de la papuci sau să-i desenăm fața cu un creion permanent, hă? Ce spui? Tată, doar nu o să... Nu. Astea sunt toate în trecut. Poate voi fi norocos să mă mănânce un urs. Oh,